Vă salut, dragi columbofili, numele meu este Turbiță Valentin și astăzi aș vrea să vă prezint unul din porumbeii mei din lotul de zbor. Este vorba despre masculul cu seria 1745-20-2018. Acest porumbel în anul 2019 a avut următoarele rezultate. Locul 4 național, Demifond Yearling, PNCPR. Locul 1, Demifond, zona Olteniei. Locul 1, Demifond, județ. Locul 1, Demifond, club. Locul 4, Aspid, zona Olteniei. Locul 1, Aspid, județ. Locul 1, Aspid, club. Locul 1, viteză, județ. Locul 4, general, județ. Un porumbel cu un caracter foarte puternic, un porumbel care nu s-a dat bătut niciodată și a învins foarte mulți porumbei. Și aș vrea să enumăr trei etape de concurs la care el a bătut mii de porumbei. Etapa de Dunavăz, 381 de kilometri. Locul 7 pe lansare din 18.134 de porumbei. Locul 10 pe lansare din 17.125 de porumbei. Locul 2 pe lansare din 1.260 de porumbei. Acest porumbel, părerea mea, are șanse mari de tot la olimpiadă. El, cum am spus, fiind locul 4 național la Demifond Yearling 2019, are un coeficient de 10 puncte de penalizare, 10 puncte și ceva de penalizare. Acest porumbel la bază, pe partea tatălui, are Klaus Zwillner, pe partea mamei are Aircam. Ambii părinții am de la bunul meu prieten Marius Constantin. În anul 2018 am reprodus decât 2 pui din el, pe el și o soră de-a lui, pe care i-am jucat la pui 10 etape de concurs. Și în 2019 sora lui, cred că s-a întâmplat un accident ceva, am pierdut-o la o etapă de Dunavăț, dacă nu mă înșel, prima etapă de Dunavăț. Țin să menționez că eu joc porumbei la sistemul de văduvie, da? Până anul acesta, primele două etape de concurs le jucam pe pui, după care, când veneau de la a doua etapă de concurs, marțea, separam puii, jumate la mascul, jumate la femele, și văduveam porumbei, ca ei de la a treia etapă de concurs să fie văduvi. Ținând cont că anul acesta avem prima etapă de concurs, care o aveam în planul de zbor la 320 de kilometri, am decis să văduvesc porumbei mai devreme. În acest moment am pui a toți burătorii, la marea parte din ei, câte 2 pui, cam un maxim 2 săptămâni îi înțărc și pot să-mi recuperez porumbei fără niciun fel de problemă, chiar dacă ne va ajuta Dumnezeu și vom începe etapele de concurs la data stabilită, 5-a 5-a 2020.
Dacă mai aveți întrebări legate de pregătirea porumbeilor, mâncare, tratamente, nu uitați, lăsați un comentariu, da? Cu ce vreți să aflați despre porumbei. Eu nu am absolut niciun secret în sportul columbofil. Secretul meu sunt ei, porumbeii buni și pregătirea crescătorului. Dacă vă plac videoclipurile mele, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să apăsați butonul de like, apăsați clopoțelul și distribuiți să vadă câți mai mulți prieteni, dai dumneavoastră, prieteni columbofili, poate aceste videoclipuri îi ajută. Vă doresc tuturor multă sănătate, tot ce vă doriți și Doamne ajută să trecem cu bine peste acest virus nenorocit care s-a abătut asupra planetei. Vă salut cu respect, Ubiță Valentinu.